Bună ziua! Prin dispoziția numărul 436, din 14.05.2018, privind provocarea Consiliului Local în ședință extraordinară de către primarul municipiului Roman, Lucian Ovidiu Nicu. În ordine de zi avem 4 proiecte plus 2 suplimentari, 5 plus 2 suplimentari. Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Majoritatea deputaților ne-a zis. Deci suntem 90 prezenți din 21. Suntem foarte bine. Proiectul numărul 1. Privind modificarea hotărârii Consiliului Local, numărul 103 din 2008, privind numirea Comisiei pentru analiza cererilor de repartizare a locuințelor sociale din Fondul Locativ al Municipiului Roma. Avizul Comisiei pentru Administrație Publică Locală, Sport și Turism. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Să abține cineva? Majoritate. Proiectul numărul 2. Privind aprobarea închirierii unor terenuri. Avizul Comisiei pentru Urbanism și Administrare Teritoriului. Avizul favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții. Cine este pentru? În unanimitate. Proiectul numărul 3. Privind aprobarea unei documentații de urbanism. Avizul Comisiei pentru Urbanism și Administrare Teritoriului. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice? Aviz favorabil. Discuții? Cine este pentru? Proiect numărul 4. Privind aprobarea efectuărilor cheltuieli din bugetul local. Avizul Comisiei pentru Buget Finanțe? Aviz favorabil. Avizul Comisiei de Cultură, Cultă, Sănătate, Învățământ și Tineret? Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice? Aviz favorabil. Discuții? Vă rog, domnul. Aș dori să se concerneze că nu particip la vot. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Deci, dacă mai puțin, domnul. Proiect numărul 5. Privind rectificarea bugetului local consolidat a listei de investiții finanțate din bugetul local, pe anul 2018. Avizul Comisiei Buget Finanțe. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiect numărul 6. Privind de aprobarea documentației tehnico-economice, indicatorilor tehnico-economici a proiectului și a cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului reabilitarea, modernizarea și echiparea liceului tehnologic Vasile Sav, corp B, sală de sport și corp ateliere din municipiul Roma. Avizul Comisiei Buget Finanțe. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva, mă îndrăge să mută. Vreau să le-au probleme, că nu-l am. Asta e bun. Da. Avem ultimul proiect. Privind mandatarea repartizării, reprezentării municipiului Roman. Avizul Comisiei pentru Administrație Publică Locală, Sport și Turism. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Aici trebuie să spune. Vă rugăm să faceți propuneri. Pentru doi consilieri. Vă rog, domnul. Nu te-am unul doar. Vă rog. Profund pe domnul consilier cu de Logan. Următoarea propunere? Domnul, va? Doamna Iulia. Mai sunt alte propuneri? Dacă nu, să trecem la vot. Comisia de validare. Să vină comisia de validare. Pregătim cu vot. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.
Pregătim încă trei proiecte cu finanțare europeană care să primească votul
dumneavoastră și iulie cred că iarăși vom mai avea 3 sau 4 proiecte. Vă așteptăm în cele ce urmează la evenimentele organizate de Primăria Municipiului Roman, cu sprijinul Consiliului Local, cu sprijinul dumneavoastră al consilierilor, la evenimentele pe care le avem organizate cu prilejul acestor sărbători. Unele dintre ele sunt evenimente comune, făcute cu o parte dintre dumneavoastră, celelalte sunt evenimente proprii ale primăriei, dar vă așteptăm la toate evenimentele să fiți alături de noi. Vă mulțumesc mult pentru ședința.